Frați și surori, când citim în Cartea Domnului, frumusețea este diversitatea în care Domnul lucrează. Domnul nu are un șablon. El lucrează în mod diferit cu fiecare. Are un plan pentru fiecare familie. Chiar și chemarea la mântuire diferă de la unul la altul, modul în care Domnul ne-a chemat. Domnul este desăvârșit și prin această lucrare. Noi ca oameni de multe ori încercăm să copiem pe unul sau pe altul, pentru că suntem oameni, Dumnezeu însă este desăvârșit. Când ne uităm chiar la minunile Domnului, modul în care a lucrat și a făcut minunile, parcă este ceva, numai Dumnezeu putea să lucreze așa, dumnezeiește. Modul în care Domnul a vindecat și a făcut minuni. Biblia spune însă cu privire la familie, Domnul are promisiuni foarte mari și eu întotdeauna am numit familia cea mai mare binecuvântare, iar capitalul familiei sunt copiii. Cea mai frumoasă investiție și mai mare în dreptul familiei sunt copiii. În ultimă instanță, noi nu o să ne întâlnim în veșnicie decât cu cei pe care ne-a dăruit Dumnezeu. Și asta funcție dacă ne-am făcut și datoria vis-a-vis de ei. Spune Cartea Sfântă de Bunoară, la un moment dat, foarte frumos vis-a-vis de această afirmație despre oamenii lui Dumnezeu, care la finele vieții lor ori făcut, s-au uitat în urmă și ori constatat ceva într-un mod deosebit. De bunoară Iosua. Spune aici în capitolul 24, versetul 14 și 15. Acum temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu scumpătate și credincioșie. Depărtați Dumnezeii cărora le-au slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și slujiți Domnului. Dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți azi cui vreți să slujiți, sau Dumnezeilor cărora le slujeau părinții voștri dincolo de râu, sau Dumnezeilor amoriților în a căror țară locuiți, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. El a avut familie. Familia lui a păstrat o cadență binecuvântată pe care el a stabilit-o în familia lui, vis-a-vis de copiii lui. Dar afirmația lui Iosua este la finele vieții lui, uitându-se retrospectiv. Copiii erau la rândul lor familiști. Este nemaipomenit atunci să poți constata cu bucurie această mare împlinire, această mare lucrare. În cartea lui Isaia, omului Dumnezeu Isaia, în dreptul lui, uitați ce spune Biblia, foarte frumos, spune aici la un moment dat, tot în această direcție, în capitolul 8, versetul 18. Iată, eu și copiii pe care mi-a dat Domnul suntem niște semne și niște minuni în Israel, din partea Domnului oștirilor, care locuiește pe muntele Sionului. Eu și copiii pe care mi-a dat Domnul. Știți ce a spus Avram în final și ce a spus Iacov și Iosif când o prezenta copiii înaintea lui Iacov? Iacov o întreba, cine sunt aceștia? Sunt copiii pe care mi-a dat Domnul. Iacov, la rândul lui, o realizat, copiii pe care îi are sunt de la Domnul, i-a dat Domnul. Ce frumos! Copiii pe care Domnul îi are în planul lui pentru noi, sigur, să-i putem accepta și să-i lăsăm să vină după planul lui. Eu în seara aceasta, în mod deosebit, o să mă opresc și vreau câteva gânduri pentru familia care a dus odrasla la binecuvântare. Vreau ceva din cartea Genesei să amintesc. Din capitolul 21, de la versetul 17, spune așa: Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis: ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, căci voi face din el un neam mare. Și Dumnezeu i-a deschis ochii și a văzut un izvor de apă, s-a dus, i-a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. Dumnezeu a fost cu copilul care a crescut, a locuit în pustiu și a ajuns un vânător cu arcul. Și a locuit în pustiul Paran și mama s-a luat de nevastă din țara Egiptului.
Cunoaștem cine a fost Agar și știm întâmplarea aceasta. Eu vis-a-vis de această expresie a îngerului, a Domnului, în dreptul lui Agar, scoală-te, ia copilul și ține-l de mână. În dreptul acestei familii, la fel vreau să spun, copilul care s-a născut, odrasla mică, o fetiță am înțeles că este, ea trebuie să fie ținută de mână. Părinții trebuie să o aibă în obiectiv, trebuie să o aibă în atenție. În cartea, în Evanghelia după Marcu, capitolul 10, printre altele, când e textul care s-a citit de bunoară în această seară, spune că atunci a luat în brațe și a binecuvântat, dar ucenicii s-au tulburat chiar ei, ca și când Domnul nu are binecuvântări pentru copiii, lucrarea lui este doar pentru cei mari. Și Domnul spune, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. Lăsați copilașii să vină la mine, acceptându-i în viața de familie, așa cum era menționat, că planul Domnului diferă de la unul la altul. Nu e un plan la fel, un stas, un șablon. Domnul are planul lui, doar atât, noi să fim curați înaintea celui preanalt și planul lui să fie, poată fi dus la îndeplinire, pentru că noi nu știm cel pe care Domnul vrea să-l binecuvinteze. În mod special, Domnul are pentru toți binecuvântări, dar așa cum pentru casa lui Isai, pentru cel mai mic Domnul a avut o binecuvântare specială, pentru David. La fel, Domnul are binecuvântări deosebite. Dacă e vorba de o fetiță, Biblia ne vorbește de bunoare de Estera, care a fost o împărăteasă dintr-o familie creștină, dintr-o familie de izraeliți, care s-a remarcat în vremea aceea. Domnul a avut nevoie de ea într-o perioadă limită prin care a trecut națiunea lui Israel. Și prin ea Dumnezeu a dat o mare izbăvire. Dumnezeu s-a proslăvit. De aceea aș dori să nu uităm acest amănunt. Ne spune Biblia de bună oară în cartea Eclesiastu, ne spune în capitolul 1, versetul 5, ce este strâmb nu se poate îndrepta și ce lipsește nu poate fi trecut la număr. Iar în cartea lui Ieremia, spune aici în capitolul 6, versetul 11, eu sunt așa de plin de mânia Domnului că nu pot opri. Toarnă peste copilul de pe uliță și peste adunările tinerilor. Așa să nu uităm, dragii mei, Biblia vorbește de oi, oițe și mielușei. Cele trei categorii, Domnul pe toate le are în obiectiv. Și Domnul în dreptul fiecărei categorii are binecuvântări speciale. Dar n-am găsit în Biblie o separare între cele trei categorii. Copilași, între copii, între tineri și între cei bătrâni. Biblia ne spune că toți împreună trebuie, așa cum spune în Ioan, în epistola lui Ioan, paște oile, îi spune mai întâi lui Petru, Domnul Iisus, oile, oițele și bielușeii. Și apoi spune aici în epistola lui Ioan, cuvântul Domnului foarte frumos. Și aș vrea să citesc aici ce spune cuvântul în capitolul 2, spune, printre altele, v-am scris părinților, v-am scris tinerilor, v-am scris copilașilor, la toate cele trei categorii. Iar în Petru, în epistola lui, în 1 Petru, în capitolul 5, spune aici, tot așa și voi tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre, trebuie să fie o legătură sfântă, între copii, între tineri și între bătrâni, care formează Biserica Domnului, Biserica locală de bună oară, de aici, Biserica Betel. Și toți în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Toți în legăturile voastre. Este foarte importantă această legătură. Deci aș vrea să nu uităm, dragii mei, eu vreau să mă opresc în continuare la această mână care trebuie să fie întinsă spre copiii noștri. Noi trebuie să întindem mâna spre copii. Prima mână, mâna acceptării în familie. Să acceptăm planul celui preanalt. Noi nu știm dinainte planul. Sunt cazuri de excepție când Domnul spune dinainte. Or fost și astfel de situații și cunosc. Când Domnul a spus numărul de copii pe care îi va avea familia. Dar astea sunt excepții, excepția confirmă regula. Că Domnul este Cel ce păstrează această taină.
Și nici nu vrea să fim noi curioși. Curiozitatea nu și are locul nici în acest domeniu. Noi trebuie să ne încredem, trebuie să acceptăm copiii, să întindem mâna acceptării copilului prin credință. Îl primim de la Domnul, este darul lui, cum spunem Psalmul 127 și 128. Copiii sunt o moștenire de la Domnul, rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Ca săgețile în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei. Se spune că în antichitate tolba de săgeți începea de la 5 săgeți și până la 25 depindea de popoare, de la o națiune la alta. Sigur, o diferit, sunt și excepții. Domnul, încă o dată, este stăpânul care controlează toate lucrurile. O a doua mână care trebuie să fie întinsă spre copil. Prima mână, mâna acceptării. Cea de-a doua mână este mâna creșterii copilului. Copilul trebuie să fie crescut. Foarte importantă atitudinea părinților, eu spun tot așa de important, ca și mâna acceptării. Nu pot să spun că una este mai importantă decât cealaltă. Mâna creșterii, a educației, este foarte importantă la rândul ei. Ne spune Biblia de bună oară în Cartea Proverbelor. Uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu în capitolul 22, versetul 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze. Și când se va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. În Noul Testament, în Efeseni, foarte frumos aici Apostolul Pavel, care se ocupă foarte mult și de problema familiei și a copiilor. El spune aici, în Cartea Efesenilor, în capitolul 6, următorul lucru, versetul 4. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Creșterea e un proces. Creșterea nu e într-o zi, nu e o lună, m-am ocupat de copil și gata, îi spun o dată și am terminat. La copil trebuie, de când s-a născut, trebuie mereu să-i vorbești. Mereu să-i spui, e foarte important. Pentru copil trebuie să ai răbdare. Dacă nu avem răbdare în alte domenii, dacă e vorba de familie, acolo trebuie să am răbdare. Dacă nu am timp pentru altceva și uneori sunt în criză de timp, când e vorba de familie, acolo nu e admis să intru să am criză de timp, să n-am timp pentru copiii mei, pentru familie. E cea mai mare investiție pe care Dumnezeu o lăsat-o la nivelul familiei. Și acolo spune, și voi părinților, la plural, creșteți copiii în mustrarea și învățătura Domnului. Foarte importantă învățarea, să-l înveți de mic. Foarte important să implementezi în viața copilului, încă de mic. Ce să-l înveți? Să-l înveți rugăciunea. Copilul să vadă pe mama și pe tata și apoi, sigur, cât de mic, să-l pui la rugăciune, altarul. Să fie o permanență în viața familiei. Vedeți, Biblia știe ce spune, am citit din cartea Eclesiastul, din capitolul 1, versetul 15. Ce-o crescut strâmb, nu se poate îndrepta. Și ce lipsește în caracterul copilului, nu poate fi pus la număr în timp. Ce lipsește, vezi în timp, dar e prea târziu, e tardiv, nu mai poți întoarce timpul înapoi. Învață-l rugăciunea, învață-l cuvântul. Ce frumos de mic dacă copilul e familiarizat cu cuvântul. Biblia ne spune de bună oară că Pavel a ajuns la un moment dat în Cezarea lui Filip, Filip evanghelistul. O intrat în casa lui și el avea 4 fete fecioare care proroceau. Extraordinar! Filip, la rândul lui, era un proroc, era și evanghelist, dar un om prin care îi vorbea îngerul, îi vorbea Duhul Domnului, era un om al lui Dumnezeu, dar și un om folosit de Dumnezeu într-un mod deosebit. Familia lui era pe talia lui, pe măsura lui. 4 fete care proroceau. Vreau să vă spun că și darurile nu sunt date de bunoară unei familii unde nu este promovată rugăciunea, unde nu le place rugăciunea. Unde există o familiarizare a rugăciunii, unde dorești rugăciunea, copilul de mic este învățat, e foarte important. Când va fi mai mare, va fi foarte ușor. Vedeți, de multe ori noi spunem, e prea mic, lasă-l, du-l la rugăciune, ține-l, nu e ușor. Învățarea aceasta, azi, mâine, poi mâine, ca la școală. Vedeți, nimeni nu poate trece în clasa 4-a dintr-o dată.
Trebuie să parcurgi de la început, să înveți alfabetul. În cele spirituale, dragii mei, Biblia spune să creștem până la statura plinătății lui Hristos. Noi suntem oameni mici când ne întoarcem la Domnul, niște copii, dar trebuie să creștem în cele spirituale. Când e vorba de copiii noștri, tot la fel. Au nevoie de o învățare, de o educație. Știți ce spune lui Timotei? Îi spune la un moment dat omul lui Dumnezeu Pavel în capitolul 1 din 2 Timotei. Mi-aduc aminte de lacrimile tale, doresc să te văd ca să mă umplu de bucurie. Mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută. Sălășluit în bunica lui, să mama ta Eunice și sunt încredințat că și în tine. Ce frumos, bunica, apoi mama în continuare, ce nu mai poate bunica, preia mama în continuare. Și când nu mai poate nici bunica, nici mama, îl preia Pavel, aici la biserică. Copilul este mai mare, îl aduce aici și el deja începe să priceapă. Ei, dar ce frumos când există o unicitate în învățătură, aceeași direcție. Nu să primească una acasă și alta aici, în biserică. Copilul va fi contrariat. El va fi debusolat, destabilizat. Foarte important o învățătură, o direcție. Mi-aduc aminte de lacrimile tale. Când era mic, Timotei plângea. O văzut pe o bunică, o văzut pe mama lui, l-o văzut pe Pavel. Și Pavel recunoaște că în toate rugăciunile mele, zi și noapte, în 2 Timotei, capitolul 1, te aduc înaintea celui preanalt. Pavel își făcea timp pentru el. Învață pe copil calea Domnului cât este mic. Întinde-i mâna creșterii. Creșterea e un proces, e o perioadă, nu e scurtă, dar te bucuri. Chiar acolo unde sunt copiii mai mulți, dragii mei, eu am constatat un lucru. E foarte simplu când cei mai mărișori deja au primit educația și au o direcție bună, o traiectorie bună. Ceilalți se vor alinia după ei, vor păstra aceeași cadenție, dar în momentul în care cel mai mare este pierdut, l-ai scăpat, ai scăpat frânele, mult mai greu pe cei care urmează să-i poți dirigui și îndrepta. De aceea să ne facem partea chiar de la început. O mână a acceptării, o mână apoi a învățării, a creșterii. Apoi o a treia mână, o mână a disciplinării copilului. Copilul trebuie și disciplinat. Nu când e mai mare, că îl întărâți la mânie, mai ales aici, în țara aceasta și în anumite țări. La noi încă în țară îl mai poți disciplina. Aici, foarte mare atenție, dar cât este mic poți să-l disciplinezi. Ce frumos, cât copilul e mic, atunci îl îndrepți, atunci îi pui propta. Atunci cât este mic. Știți ce spune Biblia? Biblia scoate în evidență frumusețea Bibliei. Este și în faptul că Dumnezeu scoate în evidență mari oameni ai Bibliei, a lui Dumnezeu, dar scoate partea pozitivă, dar și cea negativă. Și acolo unde au avut carențe în viața lor de familie, Dumnezeu o scoate în evidență. De David spune, am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima și placul meu, dar a avut carențe mari, David. A avut și slăbiciuni mari și Biblia le consemnează, Dumnezeu le scoate în evidență. Auziți numai ce spune în cartea întâi a împăraților. Capitolul 1, versetul 5. Adonia, fiul Hagitei, s-a sumețit până acolo încât a zis, eu voi fi împărat. Și a pregătit care și călărești și 50 de oameni care alergau înaintea lui. Acum, versetul 6, tatăl său nu-l mustrase niciodată în viața lui, zicându-i, pentru ce faci așa? Adonia, de altfel, era foarte frumos la chip și se născuse după Absalom. Noi știm care a fost finalul lui. Nu-i admis să nu-l mustri. Sigur, cu multă atenție, să știi metodele, nu în mânie, nu în supărare. Știți ce spune în cartea Proverbelor? Foarte frumos vis-a-vis de această disciplinare a copilului, corijare, îndreptare. Spune Biblia în cartea Proverbelor, citesc de aici, versetul 13 și 14 din capitolul 23. Nu cruța copilul de mustrare. Că dacă îl vei lovi cu nuiaua, nu va muri. Lovindu-l cu nuiaua, îi scot sufletul din locuința morților. Spune în capitolul 22, versetul 6, tot de aici, învață pe copil calea Domnului pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Apoi spune în capitolul 19, versetul 18, pedepsește-ți fiul, că-și tot mai este nădejde. Aici spune, dar nu dori să-l omori. Sigur, noi nu dorim să-l omorâm, ci dorim binele, îi vrem viața lui. Apoi în capitolul 13,
Din nou vorbește cuvântul tot aici, în cartea Proverbelor. Zice, cine cruță nu ia, urește pe fiul său, dar cine îl iubește, îl pedepsește îndată. Și asta e o problemă mare. Copilul când o greșit, spune atunci, nu lăsa să se adune multe. Să adune multe și atunci îți descarci nervii în dreptul copilului. Și cu patimă îl pedepsești. N-ai rezolvat problema. Copilul atunci când o greși și îi spui mai întâi, uite, nu pot să nu te pedepsesc. Și ai metode diferite de pedeapsă, de disciplinare, de îndreptare. Ce faci, o faci cu dragoste pentru binele lui. Copilul să vadă că tata plânge și se roagă pentru el. Că tata își face timp pentru copil. Dar și atunci când greșește, să vadă copilul că tata îl disciplinează și îl îndreaptă. Doresc Dumnezeu această familie care a dus o drasla să o binecuvinteze Domnul. Doamne, binecuvântă însă toate familiile de aici. Și cele care nu sunt aici, vrem, Doamne, noi și copiii noștri să moștenim împărăția Ta. Apoi un al treilea lucru, să nu uităm o mână a acceptării, o mână a creșterii, a educației. O a treia mână, mâna disciplinării, o a patra mână, mâna exemplului personal. Părintele trebuie să fie un exemplu pentru copil. Eu nu pot să-i spun copilului una și o să fac alta. Să vadă copilul între părinți discuții, certuri, strigăte, vorbiri de rău. Copilul va copia, să știți. Copilul ne copie, îmi place să amintesc mereu plângele lui Ieremia, capitolul 5. Spune acolo versetul 2, zice, părinții noștri care au păcătuit nu mai sunt, iar noi le purtăm păcatele. Vorbirea de rău în familie, de bunoare, se perpetuează în generațiile care urmează. Foarte periculos. În familie să nu strigi soția și soțul, să aibă cuvinte frumoase. Pe copil în momentul în care nu știe să fie, să-și pună lucrurile la punct, imediat atunci să iei atitudine. Dar foarte când vede pe mama și pe tata, ei sunt disciplinați, ei sunt ordonați. Pe copil trebuie să-l învețe să salute vecinii, să salute la biserică. Să vorbească frumos, astea sunt problemele care aparțin de noi. E foarte important. Nu putem dintr-o dată să pretindem copilului până când nu le-am implementat în viața lui. Doamne, ajută-ne să fim un exemplu pentru copiii noștri. O a cincea mână, ia, întinde mâna, ia de mână copilul acesta, o mână a prieteniei, foarte important. Mâna prieteniei, trebuie să fii prieten cu copilul. Și e frumos când de mic păstrezi legătura, tot timpul cu copilul. Și nu vei fi pus în fața unor lucruri extraordinare, care să te surprindă și să te zdrobească la un moment dat. Copilul va avea deschidere să aducă orice problemă, să se confeseze înaintea părintelui. Eu întotdeauna asta nu pot concepe altfel. Să meargă copiii la altcineva să spună secretele vieții lui. El trebuie să aibă încredere în tata, trebuie să aibă încredere în mama, fica, să spună orice, de orice, transparent să fie înaintea părinților. Dar pentru aceasta e foarte important, de mic să-l ții de mână, să faci la pas cu el. Aia înseamnă să te identifici cu problema lui, să nu râzi de problema lui, că e o problemă minoră, n-am eu timp pentru tine. Ba, am timp, mă identific cu el. Explic, uite, asta nu se poate acum. Altă dată, când o să am posibilități financiare, când va crește copilul, va fi foarte ușor. Eu doresc în la acest capitol Dumnezeu să ne dea lumină și călăuzire. Și în ultimă instanță, o ultimă mână, o a șasea mână, este mâna copilului, mâna recunoștinței. Copilul la rândul lui iese și el dator să întindă mâna spre părinți, când ori îmbătrânit părinții, extraordinar. Păi ce vrei altceva mai mult decât să vezi copilul că îți vorbește frumos, că este deschis pentru mama și pentru tata. Văd atâția care la ora actuală au îmbătrânit și nu mai au pe nimeni, sunt singuri. Dar cunosc persoane în biserici, persoane care au îndepărtat copiii de ei. Și așa i-au îndepărtat încât nu mai au niciunul din mai mulți, niciunul nu vrea să accepte. Sigur, și ăsta este un păcat al copilului. Dar comportamentul părintelor a fost de așa manieră încât și-au îndepărtat copiii. O mână a recunoștinței, ce frumos! Când toți copiii, care mai de care doresc, să aibă grijă de părinți să-i ajute. Frumos și bine este, sigur, să nu avem nevoie. Noi să ajutăm până în ultimă clipă, să ne rugăm, să sfătuim,
să fim un model, un exemplu pentru copii, dar dacă trebuie mâna recunoștinței, copilul să-și îndrepte mâna spre părinte, să-l ajute, să-l sprijinească, să-l întărească. Închei și doresc Dumnezeu să binecuvinteze această familie. Domnul să-i întărească în credință. Puteam și eu în seara aceasta numai experiența casei mele, a familiei. Sigur, n-am făcut-o niciodată. Îmi place cuvântul să-l aduc întotdeauna, dar sigur, este foarte constructiv. Este foarte constructiv anumite momente în care există o călăuzire să spui practic ceea ce Dumnezeu a lucrat și lucrează. Dar aș vrea să nu uităm, dragii mei, în ziua aceea e nemaipomenit, acolo o să avem timp, vom cunoaște istoria fiecăruia și ne vom bucura. Doamne, vrem acolo să nu lipsească niciunul din copiii noștri. Noi și copiii pe care ne-a dat Domnul. Să ajungem acolo, dar până atunci să ne facem partea noastră. Să ne focalizăm toată energia în dreptul familiei. Asta merită. Merită pentru că vom fi răsplătiți și ne vom și bucura cu Domnul și cu ai noștri o veșnicie. Amin.